Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video voi vorbi despre radioamatorism și de ce ar trebui să devii radioamator, mai ales dacă ești pasionat de electronică. Comunicarea prin unde radio este unul dintre lucrurile care ne însoțesc zilnic și ne fac viața mai ușoară. Gândiți-vă cum ar fi astăzi dacă nu am avea telefon mobil, internet, televizor și așa mai departe. Dorința de a comunica pe distanțe lungi are aceeași vârstă ca și omenirea. În ziua de astăzi suntem permanent înconjurați de unde radio, ce nu le putem vedea, dar le putem auzi și ne fac viața mai ușoară. Ce este radioamatorismul? Radioamatorismul este un hobby tehnic care se ocupă cu comunicațiile fără fir. Iar radioamatorii sunt oameni care în timpul liber se ocupă cu recepția și emisia de semnale radio. Iar radioamatorii adevărați, așa îi numesc eu, asta este numai o completare de a mea, este o opinie de a mea, radioamatorii adevărați sunt oameni care se ocupă cu construcția, depanarea și testarea de receptoare, emițătoare, antene, aparate de măsură și control în alte frecvențe și așa mai departe. Cu mai mult de 100 de ani în urmă, în anul 1888, fizicianul german Heinrich Hertz a reușit pentru prima dată să genereze vibrații electrice și să le primească din nou la o anumită distanță. Iar Marconi a dezvoltat telegrafia fără fir. Odată cu dezvoltarea tubului electronic, tehnologia radio s-a dezvoltat foarte rapid. Primele posturi de radio comerciale foloseau frecvențe sub 1,5 MHz, iar frecvențele mai mari au fost alocate radioamatorilor pentru că se credea atunci că nu sunt de folos. La 27 noiembrie 1923 a fost stabilită prima legătură între două stații pe unde scurte, între un radioamator american și unul european, la o lungime de undă de aproximativ 110 metri, care este de aproximativ 2,7 MHz. S-a constatat rapid că pe unde scurte, pe benzi cu o lungime de undă mai mică de 100 de metri, comunicațiile se făceau mai ușor decât cele comerciale în unde medii, deoarece emițătoarele nu aveau nevoie de foarte multă energie. Și așa a luat naștere tehnologia, s-a dezvoltat din ce în ce mai mult tehnologia radio pe unde scurte. Pentru a evita suprapunerile de frecvență, în anul 1927, într-o conferință a undelor scurte, au fost definite benzile de frecvență pentru posturi de radio de stat, posturi de radio comerciale și radioamatori. Rezultatul acestei conferințe a fost scris într-un tratat internațional care este încă valabil și astăzi ca Tratatul Internațional de Telecomunicații. Serviciul de radioamatorism a fost oficial recunoscut și codificat ca un serviciu radio legal. Prin urmare, radioamatorilor li s-a dat dreptul de a folosi anumite benzi pentru a comunica sau pentru a-și desfășura propriile experimente. Vreau să precizez foarte important a nu se confunda radioamatorismul cu aplicații radio cum ar fi radioul CB, Citizen Band Radio pe 27 de MHz sau cel mai un pic mai modern, PMR-446. Aplicațiile radio menționate sunt concepute pentru distanțe mici și aparatele nu trebuie modificate sau atașate pe amplificatoare de putere. Cel puțin așa este legea la mine în Germania. Cum este în România, nu știu să vă spun exact, da? Dar în Germania, de exemplu, stațiile alea pe 27 de MHz, cum sunt cele care le vedeți pe tiruri sau așa, nu ai voie să le modifici, da? În ultimul timp, radioul CB, Citizen Band Radio, a fost înlocuit din ce în ce mai multe telefoanele mobile, da?
Operarea în CB radio sau PMR 446 o poate face oricine. Îți cumperi o stație și poți vorbi liniștit. În Germania, după cum am spus, nu ai voie să le mărești puterea sau să le modifici. Ei bine, la radioamator este mai faină treaba. Ca radioamator ai voie să construiești aparate de emisie-recepție, antene speciale sau, eu știu, să modifici chiar emițătoare cumpărate din comerț. Dar trebuie să dai un examen ca să-ți obții o licență sau un certificat de radioamator. Examenul se dă din noțiuni de electrotehnică, electronică, radio și ceva despre regulamentul de radiocomunicații pentru serviciul de radioamatorism. Înainte să continui, vreau să fac o mică paranteză aici, vreau să precizez ceva foarte important. Să știți că eu locuiesc în Germania și la mine pot fi alte legi ca în România. Dacă cumva spun ceva și vreun radioamator român o să-mi spună rapid, vezi că, eu știu, ai spus greșit, nu este adevărat, eu vă spun cum este aici la mine, după legea germană. Totuși, să știți, diferențe mari nu sunt. Eu am să vă pun, totuși, în descrierea acestui video, link-uri către Federația Română de Radioamatorism și alte pagini unde găsiți informații cum să devii radioamator în România, unde să te înscrii și așa mai departe, da? Bun, hai să continuăm acum. Să știți că examenul nu este greu, da? Îl poate da oricine. Apropo, să nu credeți că pentru a fi radioamator trebuie să fii un expert în electronică, nu. În ziua de azi sunt foarte mulți radioamatori care nu au nicio treabă cu electronica, da? N-au lipit o piesă în viața lor, poate, da? Sunt doar pasionați de comunicații. Examenul este exact asemănător ca cele de la școala de șofer, da? Primești întrebări cu mai multe variante de răspuns. În Germania sunt chiar cărți pentru a te pregăti pentru examen, da? Cu toate întrebările care îți pot pica la examen. Cred că sunt vreo 300 de întrebări, da? În total, da? Bine, n-ai să primești 300 de întrebări la examen, da? Să nu mă înțelegeți greșit. Deci sunt cărți pentru a te pregăti pentru așa ceva. Sunt mulți care învață răspunsurile pe de rost. Dar dacă aveți măcar cunoștințele din școala generală legate de fizică, un pic de chimie, un pic de electrotehnică, mai citiți și voi câte un pic, o să luați examenul ușor, da? Dacă sunteți și pasionat de electronică, nici nu se pune problema să nu luați examenul, da? Bun, dacă ai reușit examenul, primești un indicativ, un cod unic din câteva cifre și litere cu care te poți identifica în eter. În Germania trebuie să faci o cerere pentru a obține indicativul și poți chiar să îți ceri un indicativ personalizat. Iar dacă este liber, hai să-l primești. În Germania sunt două tipuri de certificat de radioamator. Sunt două clase, da? Două clase. Clasa E și clasa A. Clasa E este așa zisă pentru începător între ghilimele, și clasa A. La amândouă tipuri de clase se dă același tip de examen. La clasa partea tehnică este un pic mai avansată, da? Dar să știți că nu este chiar absolut, nu este foarte greu, da? Partea tehnică, întrebările din partea tehnică sunt ceva un pic mai dificile, dar cine este pasionat de electronică reușește fără nicio problemă. Diferența dintre clasa E sau clasa A este că în clasa E nu ai voie în toate benzile să operezi și puterea de emisie este limitată, iar în clasa A ai voie în toate benzile alocate radioamatorilor și la puterea maximă permisă. Știu că în România sunt mai multe clase, de aceea mai bine dați click pe linkul din descriere și veți găsi toate informațiile valabile pentru România. Și în Germania, cu ani în urmă, erau mai multe clase, dar s-au scos și au făcut mai simplu tot sistemul. Acum, întrebare de 10 puncte. Se merită în ziua de azi să te faci radioamator? Sau, eu știu, aud mereu chestia asta. De ce să mă fac radioamator? Dacă vreau să vorbesc cu cineva, îl sun. Bine. Ascultați, eu am să vă spun părerea mea personală și sincer să fiu, mă adresez către tinerii care sunt pasionați de tehnică, tinerii care vor să își facă o carieră poate în domeniul electronic, da? Studenți la electronică sau
pasionați de electronică, da? Oameni care vor să lucreze în domeniu. Eu vă spun sincer, da, se merită să te faci radioamator, mai ales dacă ești și pasionat de electronică. Radioamatorismul nu o să te plictisească niciodată, iar radiofrecvențe, acest domeniu al electronicii, această ramură a electronicii, este cea mai fascinantă și totodată cea mai dificilă ramură a electronicii. Nu există alt domeniu al electronicii mai dificil ca radiofrecvența. Într-adevăr, este foarte complicat, dar și foarte fascinant. Cine vrea să-și construiască o carieră în domeniul electronicii ar trebui neapărat să devină radioamator și am să vă spun și de ce. Am să vă povestesc ceva foarte interesant. Așa cred eu, cel puțin. Am să vă povestesc ceva ce m-a atras pe mine foarte tare, da? Și cum am ajuns eu pasionat de radiofrecvențe și radioamatorism. Eu am primit acest microb de la maestrul meu în liceu, în timpul liceului, care era radioamator și am fost fascinant imediat când am văzut că cu un emițător, cu numai câteva piese, trimitea un semnal la distanță. Eram uimit, ziceam, cum dracu mă, erau 7 piese pe placă, cum se întâmplă chestia asta, da? Cum este posibil? Maestrul era foarte, foarte priceput, da? Dar era bătrân, bolnav, alcoolic, Dumnezeu să-l ierte, a murit. Și greu îl prindeam bine dispus să mă învețe câte ceva, da? Tot timpul avea ceva de făcut, nu pot acum, foarte, foarte greu îl prindeam bine dispus, da? E bine, cu ajutorul lui am reușit până la urmă, a durat foarte mult, am reușit și mi-am construit un receptor pentru benzile de 80 de metri și 40 de metri. Și am început să ascult radioamatorii. Și fiți atenți acum, vă fac o mică paranteză la chestia asta, da, fiți atenți să vă povestesc ceva. Apropo, nu eram radioamator atunci, eram un puști în clasa 9, eram dornic să învăț cât mai multe despre electronică. Din păcate, în școală mare lucru nu făceam. Profesoara de sonde, petrol și gaze era profesoara mea de electronică. Vă dați seama ce electronică făceam cu ea, da? În liceul unde eram, se făceau de zeci de ani numai profile de sondori și tehnicieni în petrol și gaze, în industria asta, pentru că în orașul de unde vin erau multe sonde, era o zonă petrolieră. Iar în anul când am intrat la liceu, au băgat pentru prima dată profilul electronist de vânător Radio TV. Cu toate că nu aveau profesori specializați în așa ceva, da? În fine, ce să pot să mai zic? În fine, tipic învățământ MADE în România, da? Sunt sigur, nu sunt eu singur, au mai trecut și alții prin așa ceva. Bineînțeles, mi-am dat seama rapid, deja după primul trimestru, că nu o să învăț mare lucru în liceu. Așa că încercam să găsesc singur soluții cum să învăț meserie, da? Pentru că nici teoria nu o înțelegeam la școală. Profesoara citea dintr-o carte, dar nu-ți dădea argumente, nu-ți explica, puneai o întrebare și o blocai totală, schimba subiectul, da? Așa că am încercat să găsesc soluții. Cum să învăț electronică, pentru că eram foarte pasionat. Am încercat prima dată la un electronist din oraș care avea un atelier de reparații televizoare. M-am dus la el. Bună ziua, mă numesc Bogdan, sunt pasionat de electronică, studiez electronică, aș vrea să învăț electronică. Mă primiți să lucrez la dumneavoastră ca ucenic, vă ajut cu cum doriți dumneavoastră, vreau numai să învăț și eu câte ceva. Omul zice, da, sigur, nu e nicio problemă, dar să știi că nu te plătesc. Zic eu, a, nu este nicio problemă, zic, dacă aș avea bani, vă plătesc eu pe dumneavoastră, numai să mă învățați câte ceva. În fine, m-a luat, dar, sincer să fiu, nu mai și-a bătut joc de mine. Când trebuia să repare câte ceva, mă trimitea ba după țigări, ba după, eu știu, alte lucruri, făceam cumpărături. În fine, când întrebam câte ceva, tot timpul schimba subiectul. Bineînțeles, după scurt timp am plecat, am observat că nu era de stat acolo, n-avea ce să înveți de la el. Iar după ani, mi-am dat seama de fapt că tipul nu avea nicio treabă cu electronică. Era genul ce fraierea
lumea cumpărea, vindea, afaceri de genul, da? Și ce m-am gândit eu? Zic, mă, băi, în școală mare lucru nu fac, toți boschetari ăștia sunt electroniști pe aici, nu înveți mare lucru de la ei. Mă refer la, erau, am mai fost, am fusesem la unul, tot așa avea un mic atelier acasă, privat, nici de la nu învățai mare lucru. În fine, am început să ascult radioamatorii și m-a fascinat rapid pentru că vorbeau tot timpul despre chestii tehnice, da? De exemplu, povesteau cum și-au construit un receptor, un nu știu ce va emițător, chestii, era foarte, foarte, eram foarte fascinat, da? Încercam să îmi scriu ce vorbeau ei, din păcate n-aveam un reportofon să înregistrez. Am încercat până la urmă cu o casetă în recorder și am înregistrat câteva convorbiri, încercam să-mi iau notițe, da? Zic, mă, tipii ăștia sunt pasionați ca și mine, da? După timbrul vocal, așa cum îi auzeam eu, păreau așa, nu păreau în vârstă, dar nici tineri, zic eu, bă, ăștia sunt perfecți, sunt ok. Sper să nu fie vreunul alcoolist, sper să aibă timp, ok. Zic eu, bă, dar cum fac să mă întâlnesc cu vreo câțiva tip de ăștia, da? Bineînțeles, îmi notam indicativul când se prezentau, le știam indicativele, deja cunoșteam persoanele cu care vorbeau mai mult despre tehnică. Zic, cum dau de ei, mă? Pe atunci, vă dați seama, nu era o bază de date. În ziua de astăzi mai cauți pe internet, una, două îl găsești pe tip, da? Bagi indicativul, l-ai găsit rapid. Zic, mă, cum fac, cum fac? Mă, și mă chinuiam și mă gândeam, cum să fac, cum să fac, cum să fac să dau de ei. Iar într-o seară, unul dintre ei a dat adresa la altul, adresa unde locuia, și asta a fost șansa mea. Dar zic, bă, acum am adresa tipului care vorbea despre tehnică. Zic, bă, cum fac acum? Am adresa. Mi-era rușine acum să mă duc direct la om acasă să-i spun, uite care treaba, poți să mă vezi și pe mine ceva electronică. Era așa un pic ciudat, știi? Zic, cum să fac, cum să fac? Până la urmă, mi-a luat inima în dinți și zic, mă duc la om acasă. Și s-a întâmplat, așa am avut norocul, că nu locuia nici departe, știi? Nu era chiar în orașul meu, era într-un oraș vecin, erau vreo 15 km, dar na, mă puteam deplasa cu autobuzul. Și na, mi-am luat caietul cu notițele unde mi-am scris eu tot ce aveam eu nevoie să știu, ce întrebări aveam și s-a întâmplat, chiar tipul locuia la casă, avea o curte mare, s-a întâmplat când am ajuns la el acasă, era chiar în curte și lucra la o antenă, monta o antenă. Zic, ok, m-am ajuns, l-am văzut, așa, mă gândeam că ele, că n-avea cine altcineva să lucreze la antenă. Și na, m-am dus la om, i-am povestit, i-am arătat caietul, cum am notat ce vorbea el și ce chestii tehnice și tipul a rămas cu gura așa căscată, așa s-a uitat la mine așa. Era așa, avea vreo 40, 42 de ani pe acolo. Na, din păcate, Dumnezeu să-l odihnească în pace, nici el nu mai trăiește în ziua de astăzi. Iar așa am intrat în contact cu el, tipul a fost impresionat și a dat seama că sunt foarte, foarte pasionat de electronică și m-a ajutat foarte mult. Mi-a dat sfaturi, m-a învățat multe chestii. Deci era mâna lui Dumnezeu, da? Mergeam, țin minte, mergeam o dată pe săptămână la el, da? Mergeam sâmbătă seara sau duminică dimineață, mergeam așa la el și construiam câte ceva împreună și m-a ajutat foarte mult, pentru că aveam foarte multe probleme ce nu le înțelegeam, da? În școală învățam foarte multă teorie,
teoria aia complicată în care trebuie să ai ceva, să ai câteva cunoștințe deja ca să înțelegi ce vrea să zică în teoria aia. Era greu, erau multe chestii, construiam foarte mult, foarte multe montaje, da? Dar multe nu mi-ieșeau și nu știam de ce și nu știam cum să fac, ce să măsor, cum să măsor. Și tipul m-a ajutat foarte mult. Am luat atâtea cunoștințe de la el care încă mă ajută și în ziua de astăzi la locul de muncă, da? De aceea, uitați, acesta este un motiv bun pentru cei care sunt pasionați de electronică și care vor să învețe electronică, care studiază electronică și au nevoie de cineva să-i ajute. În România sunt foarte mulți radioamatori pasionați care sunt sigur că v-ar ajuta cu plăcere. Da? De aceea, faceți-vă un certificat de radioamator, așa o să intrați în contact cu oameni pasionați de tehnică. Credeți-mă! Bineînțeles, nu toți radioamatorii sunt acum specialiști în electronică, da? Dar în România sunt foarte mulți radioamatori care sunt adevărați specialiști, profesori, da? Credeți-mă. Vă dau un exemplu, tipul de la care am învățat o electronică, radioamatorul, avea totul construit de el singur, da? Aparate de măsură, receptoare cu emițătoare cu zeci de sute de piese și bobine, da? Era o muncă enormă, da? Gândiți-vă că n-avea posibilități financiare să-și cumpere aparate de măsură și control de înaltă frecvență, dar n-avea un analizator de spectru, avea un osciloscop foarte bașamar, generator de semnal nu avea așa ceva și tot era calculat pe hârtie. Era o muncă enormă, da? Vă dați seama, în ziua de astăzi putem să calibrăm, să reglăm un receptor sau un emițător foarte ușor. Aparatele de măsură și control în ziua de astăzi ne oferă posibilități să facem acest stadiu în procesul de construcție a unui emițător, de exemplu, foarte simplu, foarte ușor și rapid, dar și foarte precis. Înainte erau multă muncă, da? Multă muncă, pentru că nu oricine își permitea să-și cumpere un osciloscop sau un generator de semnal sau nu mai zic de analizator de spectru sau alte aparate de măsură și control în altă frecvență, da? De aceea vă spun sincer, sunt în România foarte mulți specialiști adevărați de la care puteți învăța foarte mult, da? Bineînțeles, în ziua de azi sunt foarte multe tipuri de radioamatori. Sunt radioamatori care, după cum am spus, nu sunt pasionați de electronică, au posibilități financiare și au cumpărat stații comerciale profesionale, și nu mai vorbesc cu alți radioamatori. Am un coleg de la lucru care și-a cumpărat o stație cu 15.000 de euro, 15-16.000 de euro, cu tot cu accesorii, da? Vă dați seama. Da? Chiar dacă, sincer să fiu, chiar dacă aș avea banii disponibili pentru așa ceva, da? Să spunem că aș vrea să îmi cumpăr o stație de 15.000 de euro, n-aș cumpăra-o pentru că dacă aș cumpăra-o nu mi-ar mai face mie plăcere să vorbesc cu altcineva, da? Pentru că vreau să fie construite de mine, vreau să știu eu că eu am pus piesele alea împreună și am transmis un semnal în cealaltă parte a pământului, da? Sunt radioamatori care sunt pasionați de construcția de aparate sau antene. Sunt radioamatori care fac legături radio prin moduri digitale, ceea ce permite transmiterea de text sau imagine. Deci, acest domeniu este foarte divers, foarte divers. Da? Tehnologia radio s-a dezvoltat foarte mult, iar radioamatorismul în ziua de azi este foarte divers. Sunt mulți tipi, pardon, sunt multe domenii unde poți să fii activ, da? Sunt radioamatori care sunt interesați de comunicare prin satelit sau eu știu ce tipuri de transmisii digitale, da? Pentru că radioamatorii inventează mereu noi metode de transmisie digitale care apoi sunt încercate de alți radioamatori din întreaga lume. Încet, încet am să mă opresc, am ajuns deja la 24 de minute, aș povesti cu voi mai multe, dar mai am și alte chestii de făcut. Să știți că am să pornesc încă o serie de tutoriale despre radioamatorism în special,
O să fie video așa scurte de 2-3 minute în care am să explic chestii simple legate de radioamatorism, chestii tehnice ce trebuie să le știi pentru a obține certificatul de radioamator, da? Deci, în concluzie, dacă vreți să sunteți pasionat de electronică, vă recomand să vă obțineți un certificat de radioamator, nu o să regretați niciodată, mai ales cei ce vor să-și construiască o carieră în acest domeniu, da? Să știți că eu tot timpul, de fiecare dată când m-am angajat, bineînțeles, am lucrat numai în acest domeniu, în această industrie a electronicii, tot timpul mi-am trecut pe CV, bineînțeles, ca pasiune și radioamatorismul. Și m-a ajutat foarte mult chestia asta. M-a ajutat foarte mult, da? Bineînțeles, am întâlnit mulți radioamatori în firmele unde am lucrat, chiar în conducerea firmelor, și m-a ajutat foarte mult, da? Așa că ești pasionat de electronică și dacă nu ești pasionat neapărat de electronică, dar bineînțeles, trebuie să ai un pic pasiune legată de tehnică, da? Fă-te radioamator, n-ai să regrezi niciodată, ai să înveți multe chestii interesante, ai să descoperi multe chestii interesante. Nu am să vă mai spun acum prea multe, cel mai bine am să fac în alte video și am să vă arate exact live cât de fain e radioamatorismul, da? Aici mă opresc, mă numesc Bogdan, vă mulțumesc că m-ați ascultat, v-am luat deja 26 de minute din viață. 26, cred că sunt, da, 26 și. La revedere, noapte bună, și sper să ne vedem mâine cu ceva video, da? Sper să mai fac ceva așa rapid, ceva interesant. Numai bine, la revedere!